Bună dimineața București Cu Alex Minculescu Bună dimineața, da, așa e, cu mine și nu sunt singur în studio alături de noi Florența Marin, event managerul evenimentului Crossroads The Battle of the Bands Mă uitam așa, în principiu am avut o discuție cu Lenții, colegul nostru Lenții Chiriac Și un uh, colaborator prietenul tău, îl cunoști foarte bine Cu ceva timp în urmă îmi spunea Mă, are muzica rock vreun viitor în România? Și a fost o discuție care s-a purtat a unei săptămâni întregi uh, Pentru că ne place muzica rock uh, Ne plac evenimentele rock Și ne gândim, domne când o să avem și noi o trupă cu adevărat importantă? Măcar jumătate de Metallica Sau uh, un pic de Iron Maiden <laughs> Nu, mai vorbim și de alți uh, Queen, Zeppelin și uh, Grei uh, de dinainte uh, Și eu zic că viitor am avea iar uh, acest moment, acest, uh, cum să-i spunem, uh, concurs, practic, Crossroads, The Battle of the Bands, uh, poate să fie un prim pas pentru tineri. Bună dimineața, bine ai venit în studio, ai revenit, Bun. de fapt. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru invitație și bună dimineața tuturor radioascultătorilor. Florența, uh, ești trebuie să fii împătimit, da? de această muzică, să-ți placă, să o cunoști, să o stăpânești bine ca să te lansezi într-un astfel de proiect. E a doua ediție. Asta înseamnă că prima a mers ok și te-ai hotărât să te înhami la un alt uh, proiect tot de acest gen. În primul rând, hai să explicăm ce înseamnă. Cui da. se adresează Este și vorba ce despre Mark Twain International School. Este inițiativa dumnealor. Ei m-au cooptat, eu sunt managerul de eveniment și este un concurs unic în acest moment în România care se adresează tinerilor Cuprinș, cu vârsta cuprinsă, între 9 și 19 ani. Este un concurs pentru tinerele talente rock, și aș vrea să aducem din nou în față rock așa cum era el odată. Apropo de ce ai spus mai devreme, avem și noi trupele noastre foarte bune. Da, <laughs> trebuie... cu siguranță, dar... să. Care poate să fie idol să... Pentru, pentru tânăra generație. De la și... noi, dar aș vrea să fie și de la ei, în sensul în care să reușească să pătrundă. E, sunt trebuie exemple. să ajungem la, la cultura respectivă. Da, sunt exemple de trupe și de la noi care au, au vândut bine și afară și au fost în uh, apreciați în diferite concerte. Revenind la evenimentul acesta, în primul rând, spuneai tu, trebuie să încurajăm să se înscrie. Da, asta te-am rugat de la început. Trebuie păi, să încurajăm să se înscrie. Mai este foarte puțin timp la dispoziție. Ce trebuie să facă? Ia, hai să le spunem așa, să le vindem ponturi. Deci, dacă aveți un copil acasă, talentat, sau cântă într-o trupă de muzică rock, sau cunoașteți pe cineva, trimiteți-l, frate, să se înscrie la evenimentul ăsta. <laughs> Mulțumesc! Românește vorbind. Da. da. Uh, cu un simplu telefon la 0724000170 sau pe contact .ro. Există și o pagină de Facebook? Sigur că da. Există pagina de Facebook Crossroads, The Battle of The Band, pagina mea de Facebook, uh, website-ul uh, evenimentului. Uh, evenimentul în sine creat de locația unde va avea loc, adică la Zăpab Universității, în data de 19 iunie, unde va fi un adevărat maraton. Și nu e taxă de participare, trebuie nu să Nu este taxă de participare. Și ceea ce este iarăși new entry în ceea ce înseamnă un concurs în România, există două secțiuni. Secțiunea de interpretare vocală, chitară, Tobe, unde tinerii vor fi notați pentru, uh, pentru această categorie, voce, chitară, Tobe și secțiunea trupe. Bun. Deci, un lucru cu adevărat important, că se adresează uh, categoriilor uh, respective. Hai să vedem, așa de juriu, Lenții, da? Lenții da, Chiriac? Da, Lenții Chiriac este președintele păi, Aia, yeah. Păi să nu pui pe Lenții acolo să stai yeah. Măi, o să fac o dezvăluire, deci o să vă spun ceva Pentru că toată această gașcă și toți oamenii care participă la acest eveniment Practic fac parte dintr-o familie, suntem toți prieteni și le mulțumesc tuturor că sunt alături de noi Uh, mi s-a părut că Lenții diferențiază puțin situația și nu voi pune în dificultatea prieteniei mele sau a relației mele cu ceilalți Faptul că unul din ceilalți membri nu ar fi președintele jurului Am Așa că el nu vrea să spună acest lucru, dar Lenții... Dar s-a auzit pe post S-a auzit pe post da. Silvia Dumitrescu, Mihai Pocorski, Florin Ochescu, Iulian Vrabete Doru Isăroiu și Victor Apet Da, mari, cu... mari nume și, și cu greutate, cu o greutate Și da. mai este o, un, un lucru special Fiecare membru Va nota Practic un, un anume fel Adică practic unde el a performat În viața lui artistică Să poată să fie un idol Sau să poată să fie un exemplu pentru pentru cei care urcă pe șână, adică Silvia Dumitrescu va nota partea de interpretare solo, de interpretare artistică, Iulian Vrabete va nota partea de, de secție ritmică, uh -huh. pentru că avem tobele și chitară bas în, în, în trupă, Florin Ochiescu va nota partea de chitară, atât în prima secțiune cât și în a doua secțiune. Dorui Isăroiu, solistul de la Red Parlament, va fi așa partea de rockstar, imaginea rockstar tânără a scenei românești. Victoria Petrei, care este solistul trupei Schimbul 3, dar este și actor, va nota partea de look și de impresie mm -hmm. foarte, artistică. Foarte important că ați ales oamenii potriviți. Asta mai avem invitați, trebuie să-i spun da. și pe dumnealor domnul Adrian Romcescu, maestru Adrian Romcescu, care este alături de noi ca o predare a generației vechi, de la generația veche la generația nouă, Nelu Brândușan și Cristian Rachel, pe care îi cunoaștem de la German Quality Entertainment și respectiv Maximum reprezentanții ar organizatorilor de evenimente da. mari din România. Rusu. Și Horațiu Rusu ca producție TV și din partea Casei de Producție Roton, Dan Ionescu. Spuneam cu părere de rău, trebuie să vă anunț că nu am fost coptat în acest uh, proiect. La secțiunea băut bere, n-au niciun membru în juriu. mai să mă <laughs> Eram acolo cu ochii pe fără alcool, desigur, nu încurajăm. Da. Bun, Înțeles. deci uh, 19 iunie. 19 termenul iunie. Termenul de scriere, până când se pot... 13 iunie, luni 13. inclusiv. Hai că da. mai aveți ceva timp să recomandați cuiva acestui, acest eveniment, pentru Neabărat. că e vorba de tânăra generație, Sigur. care. Uh, poate să vină să recupereze știe cartul acesta. La un moment dat avem impresia că s-a pierdut ceva. În sensul în care lumea uh, nu că de o parte fenomenul, dar e mai atrasă cel puțin în perioada verii de alte stiluri muzicale, care îți poate mai checi, pentru plaje, pentru litoral, pentru. Și uităm domne că se mai dă și din cap pe lumea asta. Este adevărat. Se doar mai că... cântă și cu acorduri mai dure. Se de... mai face și muzică pe note, nu pe tastatura calculatorului. Să este. Uh, deși avem și invitații în recital, uh, trupa Proconsul, cărora le mulțumesc că sunt alături de noi, Schimbul 3, Emerald, care vine tocmai din Grecia, uh -huh. și trupa Joana, o trupă tânără, o extensie a trupei Emerald, nu neapărat acesta este pointul. Dumnealor vin să ne fie alături. Important e să vină tinerii și să participe la concurs. Și eu știu sigur că există această nișă. Am deja. Uh, niște trupe înscrise extraordinare în persona, uh, MXM TMM, niște trupe care, o trupă care vine de la Tecuci, uh, niște copii curajoși extraordinari Cold Rain. Uh, deci e bine să vină să participe pentru că altfel n-au cum să știe dacă câștigă. Și Curești. vor fi pe o scenă uh, mare, cu un juriu uh, de specialitate, cu oameni dragi uh, alături și va fi o atmosferă extraordinară, cu prezentatori, cu surprize, cu premii valoroase. Există Marele Trofeu, 3000 de roni. Există premiul juriului 2000 de ron și toate celelalte premii pe fiecare secțiune în parte. Cu... Se adaugă, se strâng niște bani da. care sunt importanți la vârsta lor Sigur. pentru cine știe, accesorii, pentru cu absolut registrări. orice înregistrări. Da. Da. Plus că cel mai important mi se pare momentul live care să rămână întipărit în memoria celui care analizează și care poate pune mâna pe un viitor star rock. Exact. Asta e important. Asta este Hai important. să vedem stilurile abordate. Trebuie să se meargă pe linie melodică, clasică de hard rock sau putem merge și pe acordul ceva mai dure? Are importanță sau fiecare nu importanță. cu ce reușește să... Toată plaja care acoperă stilul rock. Uh -huh. Și vin cu piese cover sau poate să uh, vină și cu piese proprii? Uh, nu, ar fi de preferat să fie piese proprii, dar sigur că da și piesele cover. Se interpretează două piese, de preferat o piesă din uh, repertoriul internațional și o piesă din repertoriul românesc. Da, e cinstit și corect așa Avem până la urmă o grămadă de Iarăși piese Iarăși este bune o chestie și... foarte, foarte noi. nouă În ceea ce înseamnă concursurile rock Chiar am avut această discuție cu Lenzi Ziceam, mă, dar nu-i lași să cânte vreo 20 de minute? Nu! <laughs> deci vom merge pe un concurs Pur și simplu, ca și structură Dar nou în ceea ce înseamnă partea de rock Pentru că, spre exemplu, la celelalte concursuri De gen Posada, Rockstad Se interpretează mai mult Deci trupele stau mai mult pe scenă Aici este pur și simplu pe structura unui concurs, dar adaptat pentru stilul rock, ceea ce e unic. Foarte tare și pe lângă faptul că se așteaptă Concurenții așteaptă și susținătorii concurenților, găștile de tineri care îți meargă e, să meargă să-i exact. susțină pailor. Până la urmă, e da. un moment uh, bă, fain. Dacă -aș, am zis, m-aș mai naște odată, aș face un instrument și aș activa <fie> într-o trupă uh, rock. Probabil că aș fi unul dintre cei mai buni din lume, dar asta e. Nimeni <fie> nu perfect. Sigur, Întotdeauna și... am zis, momentul în care aș pune una pe un instrument și aș învăța să când la el aș uh, merge cu performanța cât mai uh, departe. Dar, din păcate, am ajuns la o vârstă în care îmi rămâne doar piciorului nu este și piciorului da care aia poți să te deplasezi ușor, poți să mergi absolut oriunde. Poți să cânti și la colț aici, pe bertolo la frunză. Da. După ce o tai, tai frunza la câini, o să și cânt la, la ea. Florența, abordând așa, cât se poate de haios și de deschis acest subiect, urmează cu siguranță și partea a treia, aveți de gând să continuați proiectul. E păcat să da. vă opriți aici pentru că se schimbă generațiile, vin de la sine alte și alte nume noi. Cu Acest concurs l-am stabilit așa foarte, foarte rapid, chiar am avut intenția să-l mutăm în toamnă. Totuși, păstrând tradiția primului eveniment, am zis să fie acum la sfârșitul anului școlar, deși e un pic, un impediment, pentru că toată lumea e preocupată acum de note, banchete, serbări și alte lucruri de genul acesta. Totuși a fost alesă data de 19 Pentru că apoi toată lumea vrea să fugă la mare Și ce o să faci și tu vine, vine vacanța și <gântuși> da. e mai greu Da, da. Și atunci <gântuși> nu cred că este așa o mare dificultate Muzica până la urmă îți umple sufletul și îți dă energie Nu e așa o mare dificultate Și cu mult curaj și ar trebui să se înscrie și să vină duminică și să participe la, la concurs. Următorul eveniment vă spun de pe acum, va avea loc la arenele romane, la, la anul. Deja am vorbit cu Mișu. Era chiar în intenția noastră să-l facem chiar de anul acesta, dar a fost prea scurt timpul de organizat. De, de organizat acolo, plus că arenele în momentul de față reprezintă o destinație pentru multe trupe. Exact. Nu stau deloc rău uh, la capitolul da, concerte da, și uh, da, da, disponibilitatea da. s-ar putea să un pic uh, mai mai redusă. Bun, hai să recapitulăm, nu vrem să fim morstricate, stricate, dar e important să știm. Deci 19 iunie cu data de înscriere maximă în 13 iunie. 13 iunie. iunie. Important. La numărul de telefon 0724 000170, contact contactarondbattleoftheband.ro Și aveți și pagina de Facebook uh, al acestui eveniment și pagina ta de Facebook. Sigur, uh, cum sigur. Cum te găsim toate. pe Facebook? Florența Marin. Florența Marin o puteți contacta în situația în care vreți să vă înscrieți. Atenție, între 9 și 19 ani trebuie să aveți. Da, o, există și o excepție. Vreau spune. să o specific. Uh, în cazul secțiunii trupelor, dacă unul sau doi membri depășesc vârsta de 19 ani din trupă, nu este nicio problemă. Important e ca solistul să nu înțeles. depășească vârsta ta. Da. Întotdeauna am zis și mi se pare o nedreptate... Mă... <laughs> Ea fața tuturor solistul într-o într-o formație. E într frontmanul, front front corect. Adică poate să fie personalități uh, nemaipomenite, tu cum picară cu podul în Mexic. Mai rău ca noi. Au tăiat panglica, dar cred că au tăiat panglica greșită. Cred că au tăiat uh, bârna de susținere. Uh, ne mai aruncă și noi un ochi la televizor din când în când. Uh, frontmanul fură ochii. Deci dacă dăm uh, exemplul lui Axel Rose de la Guns N' Roses, cu toate că și uh, Slash era acolo. Înțelegi? La Metallica nu mai zic. La Hetfield s-a terminat Metallica. Aerosmith. Uh, Aerosmith. cu Steven Tyler. Avem, nu exemplu Freddie Mercury, Queen, cu toate da. că și Brian May, și Roger Taylor, și John Deacon. Au fost minunați, magistrali. Ce mai avem? Îl avem pe uh, Ozzy cu Black Sabbath. Și ceilalți, exact. la fel, sunt minunați. Avem pe Robert Plant. Uh, acolo. Spune. Da, deci că nu, nu cred că e o trupă în care să ții minte. Ba da, uite, de la Nirvana ții minte și Tobaru, care a devenit și el la rândul lui frontman mai sunt, la Mai sunt, vorbim de dai. Dave Grohl. Adică da. au fost și excepții. Mai sunt de aceea secțiunea de tobe chitară, voce separată. Deci trebuie să mă fac solist, fraților. Gata. S-a terminat. Deci îmi pun corțile vocare în mișcare. Uită, am de unde să iau și cursul de... Vârsta la anul, ca ah, să ai, pot rog, să, și partice. așa. să știi că acum am barba dată jos, pentru că mă pregătesc de concediu și am zis să-mi... Să -mi eu... da, să nu, să-mi regenerez un pic. Tăi, vreo 15 ani mi-am mai dat barba jos. <laughs> uh, o pun la loc și atunci poți să mă bagi la Old Boys bagă -mă la o secțiune de așa, așa da cu Barbara Să nu primez nici măcar topitoape la magazin așa. Dar credem că mai putea descurca și cu vocea uh, nu de alta, dar n-am eu legătură neapărat cu Tudor, cu Tudor Dumitrescu, mă, nu știu ce mă gândesc la da, știri, uh, cu Cristi Minculescu, chiar dacă lumea mă întreabă, uh, doar o coincidență de nume. dar până seara, prietenii! Pot să zic și eu, chiar zi? și mai grav. Nu, dar trebuie Ar, să ai personalitatea măi, ta, mai, ai, Aia, personalitatea contează și îmi place un astfel de eveniment. 19 iunie, ediția a doua a concursului festival. Deci, de concurs festival, pentru că va fi acolo și momentul invitaților, care vor, vor fi practic și ei niște mentori la rândul lor pentru tinerii care de sunt acolo. Asta sunt, inclusiv juriul. Și juriul. Inclusiv juriul. Chiar dacă... Și îi invit și pe cei care, care vor să vină la eveniment să-și rezerve bilet pe ambilet.ro. Uh, și vor întâlni acolo artiști mari ai României, poate să ai autografe, o să avem o sesiune de de autografe și uh, tot evenimentul va fi foarte bine organizat. Îi așteptăm cu drag pe toți și voi, bineînțeles, sunteți invitați. Florența Baftă, mulțumim mult pentru Mulțumesc. prezență. Uh, să... Mai vreau să spun două te rog, cuvinte. Asta vreau uh, să-ți dau cuvântul de încheiere. Ție. Așa. Uh, am uitat la Lenții să prezint o carte și o să vreau să o fac acum. Este vorba de o carte pe care a lansat-o to Toboșarul de la Trupa Schimbul 3 și îl felicit pentru acest lucru. Marius, felicitări. Foc și amforă de aer. Este o carte de poezie, ceea ce mai rar uh, întâlnim în ziua de astăzi, dar uh, o recomand cu mare, mare drag. Și mai vreau să spun despre două evenimente foarte importante care sunt și ele două evenimente rock care o să aibă loc în vara aceasta, că tot ne pregătim de vară, să nu uităm că vin în România Kiss și White Snake la Romexpo. Uh, într un turneu de adio, spun ei. Rock de la kiss de vreo 20 de ani, și-au adio de la. Nu <laughs> se spune asta, știi? Da, că ei tot. The biggest uh, adio, turneu! <laughs> <laughs> da, întotdeauna. <laughs> da, da, o da, problemă. 16... Despre... Da, asta nu înseamnă că ei sunt un simbol al muzicii rock și uh, au venit cu lucruri foarte. Zei tunetului. Exact, da. 16 iulie, dragii mei, la Rome Expo. Și un eveniment organizat de D, &D Entertainment și Marcella Marcella Bram, Bram. Bram. da, exact. Și pe între 14 și 16 august ne vedem la low. Este un eveniment de care nu se știe foarte bine, dar este foarte unic și el, Waterfest se el numește. Știu. Bun, mă bucur. Îl pentru că l-am avut pe cel care George e sufletul, pe păi o cum? să vină, o să da, vină. Am vorbit despre vină. el și acolo se poate campa, se poate face absolut orice. Și e sporturi minunat. de apă. Și da, exact, sporturi de Asociația apă și muzică. Mila 23 și Green Ties Mulțumim da, mult! 19 iunie. A, așa <răuți>. să fie. Crossroads, despre <răuți> asta este vorba. Floreta Marin, event manager, prezent aici în studio. A fost și la Lenții. Mai vorbim despre eveniment. Înscrieți-vă și pregătiți-vă de muzică bună. Ne pregătim și noi de întâlnirea cu Răzvan Petre, Ia l cum stă și vrea să vă spună bun dimine și el de 10 ori în România și cu o sărbătorită astăzi, Adelina, la mulți ani să fii sănătoasă și să bă, ai parte numai de lucruri bune și frumoase. 9 și 49 de minute.